Salutare, dragilor! Bun găsit la un nou episod de Hearts of Iron 4. Jucăm cu România și suntem decembrie 1946. Cam asta este harta lunii în prezent. Așa arată România și cam așa arată mapa mondul. Încă nu au fost cuceriți, din câte văd pe aici, Guatemala. Ok, aveam vaga impresie că Japonia ar fi cucerit. Se pare că Japonia n-a reușit să cucerească întreaga Australie. Nu știu exact de ce. N-am mai făcut mari progrese pe aici. Cam luat o bună parte dintre... mai toate... din Pacific mai sunt multe instituții care văd că încă nu le-au luat. Nu știu exact ce fac japonezii. Pe partea noastră am reușit în episodul precedent să luăm Iranul și să eliberăm de asemenea Free France. După cum vedeți, acum apare ca și cum a fi luată de Italia. Evident pe nedrept, dar noi suntem cei care am eliberat-o. Inclusiv Italia este de fapt de drept a României. Ok, în episodul curent vom ataca Irakul, vom ataca și Arabia Saudită, vom lua Oman, Yemen. Pentru că trebuie să începem să intrăm în zona asta, să începem să intrăm în United Kingdom. Acum, evident, aici se chinuie italienii să mai facă mici progrese. Mă, normal ar trebui să-i las pe italieni să fie căsăpiți integral. Dar nu pot să-i las pur și simplu să fie eliminați. Adică nu vrem să fie integral eliminați. Am văzut ce se întâmplă când îi lăsăm doar pe italieni de capul lor. De urmare, vom lupta. Vom lua Irakul, vom lua Arabia Saudită. Nu prea avem timp de așteptat, nu putem să stăm până când Free France ar scăpa de ei. Obusese la un dat o invazie care pare să continue. Aici cu vreo 36 de divizii italiene. Sincer, pe partea asta mie mi se pare că merg destul de prost aceștia, dar rămâne de văzut dacă italienii sunt în stare sau nu să mențină această ocupație. Pe partea noastră noi ne vedem treaba noastră. Avem un cruiser Hull A. Pe partea de... oh. Avem un deficit incredibil de mare. Trebuie să trecem cât mai curând de pe export focus pe limite de export, dar nu avem suficient political power ca să facem acest lucru. După urmare, trebuie să mergem să luăm. Eu aș lua de la nemții în primul rând, pentru că nemții sunt aliații de nădejde. Și să vedem de pe la cine mai luăm acum. Italia. Hai să luăm de la... și de la italieni. Tot mai am nevoie. Trebuie să mai iau de la cineva. Și de la cine să mai luăm, e întrebarea acum. Turcia nu aș vrea să iau. Trebuie să mai luăm de la spanioli. Deja mi importăm atât de mult că este cam îngrijorătoare cantitatea de importuri pe care o facem. S-ar putea să avem la total la număr de fabrici din trade să avem mult mai puține fabrici decât ne-am dori. Da, se pare că traded goods avem 27. Da, deja depășim mai mult. Partea de importuri este mai mare decât partea de exporturi, ceea ce merge destul de prost. Trebuie să trecem cât mai curând de pe legea export focus pe limite de exporți. Oricum, acum nu știu ce s-a întâmplat, văd că am excedent. Aia a fost o anomalie atunci. A fost o anomalie pentru că dintr-o dată nu mai am nevoie de resursele alea. Traded goods. A rămas doar cu 11 fabrici și din trade obținem... da, momentan suntem bine. Ok, văd că nu se pot decide ăștia. Nu știu exact de ce. Probabil este linia de producție care a comutat între ceea ce produceam aici. Văd că mai avem un cruiser de produs. Vedem cum se evoluează lucrurile pe parcurs. Numărul de fabrici pe care le avem nu s-a modificat senzațional de mult. Am făcut și acel improved anti-air upgrade. O să mergem spre ultimul model de anti-air. O să-l ducem la capăt pe acela. Nu prea am alte echipamente aici în producție. Pe partea de nave, nu prea am ce știu ce multe nave acolo. Avioane, știu că am rupse de avioane aici. Să vedem dacă mai avem 1000 de avioane și 300 de closer support de deployat. E cazul să mai începem să antrenăm mai mulți. 1000 de avioane, wow. Asta înseamnă că 800 o să simtă lejer aici. O să se umple toată asta și plus 300 de closer support.
O să pun doar 200 în prima fază. Și le sparg în grupe de câte 50. Deja cred că o să începem să avem 224.000. Wow. De Airwings. 2000 de closer support, 6900 de avioane. E incredibil de mare numărul pe care îl avem acolo. Trupele mele nu cred că au ajuns apucat să ajungă pe graniță. Băieții ăștia îi lăsasem aici să-și facă de treabă. Pe partea de construcție am trecut la Naval Dockyards. O să las chestia aia de Naval Dockyards, pentru că stăm destul de prost overall. Cantitatea de Naval Dockyards pe care le avem este infimă. Losing trains to enemy logistic airstrikes. Dar întrebarea este unde? Aici? Oh, ok. Hai să vedem când obținem niște avioane. Probabil că ar trebui să începem să ducem acolo. Hai să mă uit un pic aici la avioane. Încă 300 de avioane aș putea să mai depăiesc. Ia să mai prim măcar 200 de avioane, zic eu. De fightere, în primul rând. Așa. Și o să punem 200, le punem pe palet exercise, să spargem în 4 grupe. O să fac upgrade automat acestea la ultimul model, pentru că am rezerve din ele. Bun. Deci avem 228 și avioane, 7000 de avioane. Oh my god. Trupele mele nici n-a apucat să ajungă aici pe poziție. Nu știu exact de ce. Gata să trăiți. Ok. Hai că ajung, își fac și ei planul și după aia atacăm. Insufficient resources, iar plâng. Nu știu de unde e fluctuația asta de... Ba avem, ba n-avem. Și free dockyards. Hai să mai luăm niște... o să mai dau să facem un floating harbor. Dar trebuie să ne gândim evident ce vrem să facem mai departe. Eu cred că la submarine nu mai avem ce să mai facem. Submarine hull B ăsta pare să fie the maximum și e dotat la maxim. Să ne uităm un pic câte linii de producție avem. 3 linii de submarine. Aș mai face destroyere, pentru că overall la Navy, dacă mă uit, avem 22 de destroyere și 74 de submarine. Foarte puține destroyere. Nu vedem dacă trebuie să mai facem un upgrade la destroyerul ăsta, modelul care l-avem. Anti-submarine warfare cu depth charge 4, cu anti-air 3, torpedo launchers 4, engine deja pe 4, fire control deja pe 3. Nu prea mai am ce să le mai pun aici, la rapid fire guns, cam asta pare să fie modelul. Are și torpedo attack 45, light attack-ul nu este foarte mare. Este very good împotriva... Yeah. Este foarte bun împotriva submarinelor cu 45 torpedo attack. Sub detection este ok, surface detection. Bun, hai să dăm drum atunci la acest nou model. O să pun 4 de astfel de modele de destroyer hull C. Și le vom pune cu numărul maxim de naval dockyards posibile. Le vom deploia pe toate la Muntenia 8, care cred că de fapt e Muntenia 10 acum. Mai e un Muntenia acolo, dar cred că n-a apucat să-și facă naval base-urile. Ok. Bun, și toate destroyerele pe model vechi vom produce maxim câte unul, după care vor fi scoase din os. Trebuie să scot un model mai bun de cruiser, mă gândeam totodată. Pentru că acest cruiser Hull B are ceva capabilități de luptă împotriva light attack, dar el în mod normal ar trebui să fie, să-mi fac două variante de asta, să-mi fac și un heavy cruiser. Deci o să punem aici un... un anti... heavy cruiser. Așa. O să discutăm un pic numele ca să... Așa, un anti-heavy cruiser. Și pe asta o să vreau să montez mai multe baterii de medium battery. De fapt o să-i punem numai medium.
Light attack-ul lui o să fie doar acest secondary battery. Heavy attack-ul lui o să fie de 58,5. O să fie un distrugător de heavy cruiser. Nu prea are blindaj, de promare destul de light. Aici la aircraft facilities nu prea avem ce să mai punem. Are anti-air-ul 3. Cam asta este. Așa, și apoi ar trebui să mai facem din modelul ăsta de 1944. Poate ideal ar fi să mă duc pe la modelul de... Să iau un obsolet version de la Cruise Hull B ăsta. Să fac o variantă... Da, nu prea avem ce să mai facem asta, dar cred că trebuie să se menține și pe anti... Asta. Și să-i facem o variantă... Ce variantă să-i mai facem noi lui ăsta? O menținem și pe asta în producție. Cred că asta e singura variantă. Eu nu cred că există altă variantă. E singura cale. Mantenia 10, mantenia 10. Bun, nu de alta, dar acest Cruiser Hull B 10 decembrie 47, nu știu exact ce se întâmplă cu el, dar zici că n-a lucrat nimeni la el până acum. Alea s-au dus. Nu, zici că abia s-au apucat de el. Ok. Bun, deci am două cruzere. Unul dintre ele o să fie acest anti-heavy cruiser și acesta un... Și ar mai fi o variantă în care să facem un anti-destroyer de tip cruiser. Nu știu dacă merită efectiv să facem asta. Ar însemna aici la să-i pun numai light cruiser battery. Și aici se pun la fel un light cruiser battery. Iar aș face un light attack super mare, n-ar avea deloc heavy attack. Surface detection-ul este destul de scăzut. Nu știu ce să zic despre modelul ăsta. Historical light cruisers. E deja fully upgraded. Am putea să-i dăm și ăstuia un nume. Are o... Da, e o variantă... Nu este shield. Este efectiv un destroyer și să-i dăm aici un nume. Un... anti-destroyer cruiser. Ok. Bun. Păgăm și din astea. Wow. Nu vine să cred, dar mă lasă să construiesc. Wow. Mă lasă să asignez 10 naval dockyards pe ăsta. Wow. Asta este ceva incredibil. Sunt total uimit de faptul că mă lasă să asigneze un număr atât de mare de... Pe ăla și pe ăsta nu mă lasă atât de multe. Nu știu de ce. The scouting screening for light cruisers to support the frontline heavy cruisers. Așa. Nu știu exact de ce, dar mă lasă să asignez până la 10 naval dockyards. Aici nu știu exact de ce nu mă lasă doar la atâtea. Dacă e doar o formă de design, mă rog să-i schimb ăstuia. Ship using this design will be capital ships. Ok. Dar dacă îi pun ăsta de battery, allow more specific reinforcement settings in your task force comp. Nu prea el e... Ia să vedem dacă mai dăm drum la 1. Da, orice aș face nu reușesc.
Interesantă treaba asta, nu-mi dau seama exact cum a reușit să o fac, dar văd că m-a lăsat să fac efectiv un cruiser haul cu număr impresionant de... Da, o să lăsăm, în schimb, ca... Anti-heavy. Da, costul ăsta este... Ok, îl lăsăm pe ăsta așa cum e. Pac. Iar ăsta de 1600, o să-l facem mai heavy, o să-l facem în felul ăsta. Și pe ăsta la fel. Cam ăsta e planul. Ok. Show only heavy cruisers. Ok. Momentan am două modele care nu s-au updated, dar e un model care văd că mi-a rămas aici în compoziție și nu știu cum aș putea să mă asigur că îl păstrez. Ia. Asta o să-l fac așa, poate mi-l păstrează în not outdated model. Nu știu dacă e neapărat shield el. E mai mult... Hai să-l lăsăm ca shield. Nu vrea să mi-l lase, trebuie să-i schimbă car ceva. Dar nu prea ce să-i schimbă ăstuia. Ok, lăsăm așa cum e și aia e viața, nu contează. Bun, ăștia sunt pe graniță. Asta încă n-are trăiturile care mi le-aș dori eu. Hai să ajungă pe graniță și aia. Încă n-am avioanele pe care mi le doream eu acolo. Transport planes, o să mai am nevoie de mai multe. Dar nu prea am rezerve. Bun, toată lumea a ajuns pe graniță. Mie mi se pare că italienii au început să-i împingă la loc pe ăștia. Anyway, hai să declarăm război. Activăm și începem să-i și atacăm. Îi lăsăm să intre în aliați, noi îi convocăm pe italieni. Nu vrem să ne ia parte din teritoriu, vrem să luăm doar noi teritoriile. Îi vom capitula și deja ne vom învecina cu zona aia de Africa. O să fac un pic de push aici. Da, trebuie să luăm implicit. Cred că am uitat să fac o chestie aici. N-am uitat. Dar stai să vedem ce putem să mai dăm. Oman. 155 de zile e bine. Stai să vedem aici dacă ne dă la Yemen ceva mai bun. 340 de zile. Iceland vrea să bage în război. Dacă pică Mosulul e game over aici. Ia, naval invasion, ok. Pare că sunt sub control provinciile astea. Douglas. Vedem acum ce se întâmplă. Nu știu dacă italienii... Încă se mai agită un pic acum. Hai să vedem cum luăm provincioarele astea. De altă dată sunt ale noastre de drept. Și ne putem permite să lăsăm italienilor nicio regiune. Am făcut și acest improve medium battery. O să vreau să o duc la capăt. Cred că mai am un singur advanced medium battery. Gata să trăiți. Aia ar fi anti-heavy cruiser. Bateria aia. O să ne învecinăm acum cât de curând cu italienii. O să vreau să-i împing aici un pic. Gata, am făcut și improved submarine. Pe gata submarine nu mai avem ceva anume. Am făcut acel snorkel. Ok. Basic heavy battery. Mounting heavy battery increases heavy ship, heavy gun.
Cred că putem să-i punem la Heavy Cruiser acum. Am putea să pun smoke generatorele pe destroyere. A, naiba. De ce oare nu atacă mai departe? Nu știu, dar... Ok, hai să luăm provincia asta. Așa. Păi mă văd nevoie să pun un pic granițele aici. Cu ăștia. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Aoleu, o să-și piardă ăștia toate diviziile. În ritmul ăsta. Că italienii nu făceau nimic aici, în Delta. Mamă, i-am împins pe ăștia aici. Bun, o să dau stop acum la atac. Nu de alta, de fapt noi nu vrem să îi împingem mai mult. În schimb, ce vreau să fac este următorul lucru. Hai să setăm o forță stabilă care doar ține granița și restul îi mutăm aici pe graniță. Așa. Bun, și pentru că vrem să luăm Arabia Saudită mai departe, o să-i las în pace acolo. Vedem ce fac italienii. Nu știu care naibă mă atacă aici, dar... Iată, hai că s-au calmat. Nu mai atacă, sper. O să las 24 de vize aici, doar să stea pe graniță. Și atâta tot. Și nu mai împingem acolo. Singura chestie o să întâmple... Hai să le ștergem linia ofensivă, că nu văd altă variantă. Gata să trăiți. Da, am alte idee mai bine. Dacă să o fac așa frontul. Atenție. Ce ar fi să-l fac așa? Nu merge așa, stai mai bine. Gata să trăiți. Eu trebuie să fac eva pe un singur front. Pe zona aia. Perfect, hai să-i lăsăm pe italian să descurce cu restul de prostii acolo. Ce se întâmplă pe aici în restul locațiilor? Mai năvălit odată peste italieni aici. Nu s-au calmat. Vedem dacă îi împing italienii sau nu. Văd că îi împing, nu știu ce fac. Da, sunt barză. Magnetic detonatorul și acum cred că mai am ocazia să fac și destroy torpedo attack astea. Torpedo attack pentru o grămadă de chestii. Ok. Nu mai am nevoie de war propaganda, ce am nevoie acum este să schimbă legea aia trade-ului. Oh my god, you serious? Trecem pe limite de export. Ok, și acum am dintr-o dată excedent din toate. Așa. Și din trade mai luăm 22. Bun, dar am rezolvat toate problemele. 476 de fabrici, nu știu ce s-a întâmplat. Am ajuns la 84 de naval dockyards. Asta e tot ce s-a întâmplat de fapt. Am început să producem aceste cruzere. Și mai jmecherea cât atâta producem aceste modele de cruzere. Mamă, cât de jmechere sunt. Ăștia îi trimitem să facă naval exercises. Hai să vedem dacă mai avem echipaje. Ok, băgăm în Strike Force acolo un nou echipaj. Și aici mai am nevoie de un echipaj care să-l bag la patrol. Ok. Și am rămas cu două echipaje care fac training, plus ăștia. Perfect, hai să vedem la avioane ce avem aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
Hai să vedem ce zone mai avem să menținem supremația, că pare că sunt probleme overall pe mapa mond. 1, 2, 3, 4. Mai duc și aici niște avioane. 1, 2, 3, 4. Și nu știu pe unde mai avem probleme altfel. Poate aici. Ia, vedem că în felul ăsta s-au mai reglat. Ar trebui să avem o supremație aeriană destul de bună acum. Mai e acolo o problemă. Hai să întărim atunci zona asta, dacă eficiența misiunii nu este foarte bună, hai să mergem acolo avioane. Hai să vedem aici din gama asta de avioane aduse, dacă mai avem acum rezerve, closer, support. Ok, hai să vedem ce mai deployăm. Ok, și de aici văd că mai avem și de aici suplimente. Gata de marș. Nu știu, stau bine aici pe granița mea. Am făcut și jet engines. Am făcut deja acel advanced fire control, nu prea mai avem ce să mai băgăm de aici. De aici la fel, mai merge maxim un infantry anti-tank. Ce nu băgasem și nu îți placa pe acel engineering company, dar rocket artillery. Trebuie să începem să producem și noi rocket artillery-ul ăsta. Hai să-i cucerem acum repede. Dacă tot i-au luat italienii acolo, măcar să ne face și noi treaba. Small generatorele alea erau pentru destroyer. O să mai am aici passive sonar. Gata să trăiți. Bun. Și s-au asignat aici toate cele... toate diviziile mele, 117. Ok. Ia să vedem, ăsta cine era? Gata să trăiți. E băiatul ăla. Ia treci mă tu aici și fă și granița asta repede. O luară italienii, mă, nici n-am apucat să mai fac. Au luat italienii, fratele meu. Bun, dacă tot au luat italienii pe aia, hai să facem, termină și treaba asta. Luăm zona asta. Să vedem dacă sunt stare aici, se apără italieni. Marsilia. Marsilia deja a picat acolo. Am înțeles. Am făcut și advanced medium battery, nu cred că mai am la cruiser un battery, nu? Ok, atunci pot să refac și dual purpose secondary battery. Atențiune. Hai să vedem acum, Omanul l-aveam studiat, l-aveam, e menul cât îmi dă. 340 de zile, cam mult. Nu cred că vor reuși să treacă însă aici. Hai să vedem cum... Vă că încep să-și ia bătaie, ce mi se pare mie. Hai să vedem. Zona asta vă că iar au luat... E cam rupt aici americanii. Cred că la total sunt no template în production, ok. Hai să ne uităm la pierderi. Era aici la contribuție. Bombing avem 81 din 100, nu trebuie mai multe strategii bombers pe câmpul de luptă. Nu produc destule strategii bombere, mi se pare mie. Nu trebuie rubber aici. Ok. Deci am ajuns la un număr impresionant de 87 de naval dockyards. Și pare că le-am produs foarte repede. Consum mărguț. Zero fabrici la consum mărguț. Excelent asta.
Record consumer goods factory is minus 8. Nu știu cum o reușim să facem asta, dar e... Ah, avem agrarian reform cu war bonds și cu stability. Mamă, ne dă exact tot ceea ce ne-am putea dori vreodată. Chestia aia. Din trade... Mă obțin 26 de fabrici. Oh my god, e excelent. Ce se întâmplă aici? Eu am impresia că luam și niște de la Saudi Arabia. Hai să vedem dacă mai avem. Turkey lua 16 de aluminiu, ne dădea fabrici. Menjuco, Portugalia, Turkey... Mamă, 32 de fabrici, deci Turcia ne dă 32 de fabrici civile. Scuze, îmi cer scuze, ne dă doar 4 fabrici civile. Care înseamnă 32 de unități exportate, cam asta este de fapt semnificația. Hai să vedem ce avioane mai trimitem acum. La dominație aeriană, pentru că am un nou grup de 12 care sunt gata de deploy. Și aș vrea să asignez 1, 2, 3. Fac 1, 2, 3. Fac. Nu cred că sunt cam multe. 1, 2, 3. Hai să vedem ce zone mai luăm. Dacă e cazul, mai trimitem aici să le echilibrăm. Așa. Cred că asta e zona mai sensibilă. Trebuie să obținem dominația aeriană completă. Wow, mission efficiency 100%. Mă, merg bombărele acolo și fac treaba. Mission efficiency 90%. Ideea este atât timp cât nu au control aerian, nu poate să-și... Poate să facă mare propăd. Teritoriile alea ok, aici sunt blocați. Dar ei nu știu ce fac aici. Nu cred că vor reuși să facă mare brânză italieni acolo. Hai să ne uităm un pic ce avioane mai aducem pe câmp de luptă. 500 de avioane și 500 de closer support. Mam, 200 de bombere. Hai să începem să mai antrenăm aici la București. Primul lucru, 400 de din astea le punem pe antrenament. Așa. După care fightere. Hai să aducem și niște fightere. 1, 2, 3, 4. Pac. Le punem pe antrenamente. 1, 2, 3. Le-am spart și pe astea în grupe de antrenament. Și mai trebuie să aducem vreo 200 de bombări, dacă nu mă înșel. Hai să le căutăm aici bombărele. Transport wing-urile, din păcate, nu le pot se antrena niciodată. Trebuie să le aduci pe câmpul de luptă și să le iei așa cum le primești. Cu capa este shortcut-ul prin care le mergim. Prin care le asignezi automat pe pilot exercises și cu D le spargi în grupe de câte două. O să crească rapid acum numărul de avioane de aici. 1900 de avioane acolo la antrenamente. Nu mai am rezerve de avioane. Cumva evocam ceva rezerve. Nu știu ce-i cu ăștia. Doct. E un grup nou care nu e antrenat. Ia. Aici încă se antrenează, vă cam un nou grup de luptă, de Strike Force. Îl băgăm la asta în comandă și pe unde să-i mai trimitem pe ăștia. Deci pe ei, acolo. Ia să vedem câte grupe are băiatul ăsta. Engaging Combat, Eastern Mediterranean Sea. Momentan pare că batem tot ce întâlnim pe aici. Friendly Supremacy 10.000, Enemy Superiority 1.300. Avem suficient de multe nave în zona aia.
Destroyere, trebuie să producem mult mai multe destroyere. Mie asta mi se pare. Ia să vedem ce ne-am apucat aici să facem. Ne-am apucat să facem cruzere. Aș mai încerca să dau drumul la un model de destroyer, dar aștept să termin acel active sonar, passive sonar. După aia. Ah, când avem combatul cu ăștia? Pe 15 mai. Noua Zeelandă a capitulat. Japonezi nu știu ce își țin trupele pe graniță cu noi. Dar... da, ce să zic, arată frumos aici Japonia. Eu nu sunt convins că ei chiar fac progres aici în partea asta. Cine e aici? Portugalia? Ok. Portugalia n-a ales încă un... cum vrea să avanseze mai departe. Wow! Ăștia iau avans, mi se pare mie. Ce e total suspect este faptul că... nemții, eu înțeleg ce fac cu destrupele nemților. S-au pus în jur la Finland pe aici. Băi nene, dar unde e armata germană? Eu nu înțeleg ce se întâmplă pe aici. Da, italienii tot fac invazii pe aici. Bă, dar la inițiar nu se uit. O să scape de sub control ăștia aici. Ah, trupe germane. Că după ce iba pe ăștia de aici o să... ia uite. O să apară din nou Franța. Hai să deployăm trupele astea undeva. Hai să le aduc acolo. Bun, ăștia toți nu erau de la ăsta din armată. Îi aducem aici. Naval Invasion. Opa, au luat Douglas înapoi. Mie mi se pare că și-au bătăi italienii aici, nu știu ce fac. Deci efectiv nu apără nimic a italienii. Oh my god, e teroare cu italienii ăștia, frate. Nu poți să ai liniște niciodată cu ei. Partea nasoală este că nu am atât de multe divizii aici. O să iau pe ăștia 30. Să vedem ce putem să facem cu 30 de băieți. E clar că trebuie să ia două repede pentru că o să luăm bătaie. Italienii sunt muci. Le fac invazii la ăștia. Efectiv... mamă, warbands-urile au devenit ce în ce mai scumpe. Am free military factories. Dacă am free military factories, înseamnă că e cazul să mai vedem la ce mai investim. Eu aș încerca să mai băgăm din nou la strategii bombers. Și chiar să vedem dacă nu pot să mai boostez un pic strategii bomberele. Ia să ne uităm la modelul de strategii bomber. Bombing-ul în plus i-ar mai mări cu 3. În schimb range-ul. Știu că avea deja un penalty. L-aș regla la 4500. Deși eu nu folosesc atât range-ul la bombere. Nu avem nici măcar avioane cu atât mai atât range-ul. Hai să-l lăsăm așa. Să mă duc aici la strategii bombere, să producem modelul B. Și niște synthetic refineries, cred că ar fi ok. Avem Ditam IQ aici de chestii de făcut. O să pun toate rocket site-urile în față. Și o să pun și radarele astea, pentru că se fac rapid radarele și alea. Sunt deja la număr de fabrici incredibil de mare, de 508. Ia, hai să-i vedem pe main action.
Am studiat și ultimul model de anti-air. Nu știu dacă pot să-i fac un upgrade la acest anti-air. Nici nu mai pot să-l modific, nu mă lasă, nu știu de ce. S-a stricat ceva. Oleu. Nu e problemă, mă duc și-l schimb de aici. Pot să dau maxim rename. Da, nu mai am de unde să împrumut acele resurse. Anyway. Bun, am terminat coada asta. Pe anti-tank-uri momentan nu mă interesează. Vedeți cum stăm la rezerve de echipamente. Dracuri 20.000, 21.000 suport. N-am atât de multe câte mi-aș dori să am. Torpedo reveal chance. O să sună bine. Hai să facem și pe aici numărul. Declare war. Întâi o să dau pe Oman. Asta e că pe Oman aveam deja. Perfect. Nu știu de ce nu atacă, mă, nene. Ostra... nu pot. You serious? Nu se poate traversa pe aici? Nu pot traversa, fratele meu. Interesantă treabă, nu-mi imaginam. Și avem acum niște consumer goods factories, ok. Bun, oricum numărul de fabrici la care am ajuns este incredibil de mare. 227 militare, 90 navale. Pauleu. Suntem king. Kings. Hai să terminăm pe astea două, că erau... Am înțeles. Am făcut și acel dual purpose. Bun. Stau să mă gândesc ce mai am să le fac. Nu cred că mai am ce să le studiez la... Pot să dau drumul la un nou model de cruiser. Stai mai puțin, asta e destroyer, asta e cu rapid. Deci, light cruiser battery 4. Oh my god, o să-i facă ferfeliță pe ăștia. O să distrugă toate destroyerele. Acest light cruiser battery. Oh my god. Și plus anti-air 4. Ok, am crescut un pic costul de producție. Cruiser armor încă n-am ce să-i pun. E măcel cu ăsta pe câmpul de luptă. Așa, hai să vedem cum îi zicem la ăsta. Will be screen ships. Exhibit different behavior in combat and are influenced by a different set of modifiers than other ships. Choice of equipment modules can affect the ship category. E din cauza că are numai... Ok. Bun. Anyway. Hai să-i dăm un nume adecvat la asta. Pentru că e clar că înlocuiește acel design precedent. Bun, ăla este obsolit deja. Și o să-i dăm drumul la acest... Din cauza că are numai module... Să-i dăm una singură. Numai module de destroyere ne permite să construim, să asignăm până la 10 naval dockyards pe el. Este extraordinar cum design-ul. Hai să facem și unul, o variantă mai bună de la ăsta. Ăsta o să fie un... o să mănânce heavy cruiserele pe pâine. Numai module. De fapt, hai să dăm toate upgrade. I-a crescut costul de producție, e adevărat. Floating așa, nu mai am ce să le mai pun. Sub detection-ul, ia dacă îl scot. E bine, e în regulă. E suficient de performant
și o să-i zicem aici, după cum îl chemași pe precedentul, Anti-Heavy Cruiser. Ok. Deci acest Anti-Heavy Cruiser o să producem maxim 1. Ah, nici n-am produs vreodată un model din asta. Că n-am apucat, n-am avut fabrici de el. Mai bine. Dăm direct drumul la unul care chiar poate să facă o diferență aici. Ok. Și cred că la... mai avem acest modul. Este deja obsolet. Trebuie să menținem unul dintre ele, stai să vedem care era. Deci avem D-E Hull B. Așa. Și era ăsta care era mixed. Da. Asta-i dăm și lui upgrade la toate modulele. Îi punem și Anti-Heavy 4. Și o să zicem... o să-l facem așa, CR Hull G. Pe ăsta? Ah, design is too expensive. Ok. Ok, atunci mai lăsăm nave să antreneze. Cred că mai am nevoie de naval experience. Că uite pe ăștia. Unii dintre ei fac ceva și unii nu. Asta e asignat aici, dar eu zice să-l mut pe o altă navă. Nu știu ce pe acolo, dar dacă e Strike Force, hai să-i luăm altă destinație. Asta e pe naval exersat, nu e pe patrol. Bun. Totul bine și frumos. Ai mei nu știu dacă vor ataca aici efectiv. Nu prea par interesat să atace. Nici ce văd eu. Ok, aici Arabia Saudită e interes maxim să-i cucerim, dar în alte zone nu prea pare. Ce mișto fac curat ai mei aici peste tot. Eu nici mai știu exact noi acum ce formă suntem. Văd că s-au stabilizat la... într-un nume stadiu și nu mai urcă mai mult. Pamă, cât rubber îmi trebuie. Probabil cu 400, wow, minus 76 fightere. Unde ne seacă? Fighter Wings. Ia să vedem aici ce Fighter Wings avem. Bă, Closer Support-ul ăsta. Eu l-aș... împărți în mod egal între ăștia care nu prea au. De exemplu, ăsta pare să aibă mai mult Closer Support decât are nevoie. Așa, câte 300 de bucăți la fiecare. Hai să vedem dacă mai e nevoie de cineva pe aici. Am două avioane care făceau ceva antrenamente și pare să fie o problemă aici. Ni le asignăm la airwing-ul ăsta. Și cred că o să-i trebuiască mai multe closer support acolo. Am eu un feeling. Astea sunt asignate, nu fac nimica. Ăsta face ceva? Fighter. Ia, hai să-i dăm lui niște fightere. Fuck.
Dacă e așa de groasă treaba, hai să mai facem niște grupe aici de băieți. Așa, ei trimitem avioane acolo. Până se dezmeticesc, că ăștia o să ajungă și la destinație, sper eu. Putem ataca o mană între timp. Am înțeles. O să facem și granița asta cu o mană acolo. Îmi place că fac curat ăștia, le iau toate regiunile la Marea Britanie. Ok, mai avem mici povești pe aici de făcut. Hai că le luăm și pe alea, stați liniștiți. Hai să le facem pe toate. Acolo, acolo. Atențiune. Așa. Hai să vedem care cum sunt pe aici. Gata de marș. Hai, voi ce-s pe aici? Voi sunteți pe acolo, voi ce-s aici? Adunarea. Nu știu care cum sunt pe aici. Așa și tu du-te acolo. Ia, hai, să facem și curat acum. Fuck. Eu sper că avioanele astea să se ducă de acolo. Ia, ce-i cu ăștia? Cine sunt ăștia, mă? Bă, dar ăștia cum au ajuns aici? Eu nu înțeleg. Adunarea. Atențiune. Pe el lăsară pe acolo să-și facă de cap. Hai să vedem un pic avioanele astea, că... Am un feeling că nu s-au desfășurat airwing-urile. Am atacat și voi sau nu? Eu văd că vă fură aia gloria de alta. O să facem și activ sonarul. Missing equipment production, guided missiles. Ok, noi avem nevoie de guided missiles acum. Putem să trimitem niște bombare pe acolo, uite. Am mai luat niște rachete. Oh my god, ia uite ce range au astea. Astea sunt rachete de super long range. Ia uite până unde bat. Oh my god, ia uite ce bombardez la mama naibii. Cred că putem să-i trimitem deja până în Africa pe astea. Asta a dat bombardament. Hai să vedem aici cum merge oare bombardamentul. Mai avea și strategii bombere în rezerve? Nu. Fightere văd că am pe minus foarte multe. Poate ar fi cazul să... deprovizionez niște linii de fightere. Ia. Yeah. Plus de suport văd că am foarte multe încă. Free military factories. Ce mai producem ca echipamente de luptă? Având în vedere cât cu manpower am, cred că mai merge să mai bag o linie și din asta. Și... așa.
Mă, că acum se rezolvă asta, o să vreau să fac și niște tankuri. Dar mai am un pic acum de treabă. Mamă, în continuare am prea multe... Ok. Vreau să fac cumva să-mi aduc mai multe closer sporturi, că văd că am 500 în rezervă. Una, două, trei. Bun, le-am spart și pe astea. Hai să vedem ce mai avem rezerve. 200 naval bombare. O să le caut pe astea. Multiplicăm. Bun, le aducem și pe astea aici. Nu știu ce se întâmplă pe aici. Au terminat ăștia și au terminat treaba. Pare că da. Nu știu, avem o justificare? Avem. Aici am înțeles ce cu liniile astea dublate, triplate. Gata de marș. Ok. Și să dăm și o linie ofensivă rapid. Colonial Holdings. Ce? S-a întâmplat ceva cu Marea Britanie sau de ce? Opa! Cine e aici? United States. Marea Britanie. British Malaya is a puppet of Australia. Australia is a dominion of UK. Aproape că pot să activez Bourbons. Ce mișto acum că avem... Stați mă pe loc, nu te mai fățăi atâta. Întrebarea este dacă atacă ăștia vreodată sau nu. Așa, asta vreau să văd dacă îi termină pe ea de acolo. 7,5 milioane pierderile ăstora. Văd că avem pierderi mari. 17. Procent pe zilnic 19.000. Eu să am nevoie să mai aduc o grupă aici. Zic eu. Pentru că altfel nu o să putem să cucerim acolo. Hai mă să mușcă și ăștia pe graniță mai repede. Ia asta ce a făcut aici. Atacă. Hai că i-au cucerit pe ăștia. Mamă ce pierderi uriașe au avut americanii acolo. Deja sunt la 27 de milioane de pierderi. Italienii sunt cu 5 milioane și italienii sunt vai de capul lor. Sunt pe ăla Dulsurf și au 2 milioane, e bine. Nemții au 3 milioane pe ăla Dulsurf. Este de bine. Am înțeles. Mă întrebă Marea Britanie de unde mai scoate trupe. Și că sunt pe ăla Dulsăr și au 6 milioane. Oh my god. Ia, au trecut și ăștia pe altceva? Numai 8 trupe. Canada nu mai are nicio unitate. Service by requirement, Statele Unite, în sfârșit. Au trecut și ei pe ceva mai special. La comandă. Bun, ăștia au fost killeriți acolo. Ăștia sunt acolo, ăștia sunt acolo, ăștia sunt acolo. Așa. Ce nu înțeleg eu? Ăștia vin de pe aici. Ok. Stai mă, nu veniți, voi nu veniți aici, stați așa, vă fac fallback line aici.
Păi stați cu minte, tu nu pleci, tu vii aici. Bun, deci aia am făcut curat acolo. Cred că deja o să avem iar accident de avioane, de curând. Hai să vedem un pic scorul nostru. România, 233, am nevoie de mai mult bombing, zic eu. Cruiser Sport, hai să urcăm o privire cât producem. Vreau să scot scor mai mare de bombing, deci mare o să trească mai multe strategii bombare. Mă gândeam să renunț la un număr de bombare de acolo. Trebuie să le bag un pic în fața fighterelor. O să plâng acum după rubber. Dar problema este că am făcut rubber și tot degeaba l-am făcut. Nu mi-ajunge sintetic rubber-ul ăla. Insuficient. Ia să mai ne uităm un pic jos aici. La fabrici astea văd că suntem... Ok, 36 destroyer, 94 submarine. Mai trebuie nave. Nu știu ce fac exact aici. Pare că stau. Ok, mai trebuie pe ceva la antrenamente. Avem nouă forță de strike force, o băgăm acolo. Ok. Ăștia sunt la antrenament, ăștia sunt la antrenament. Bun, excelent. Mă, dacă avem nouă forță de strike force, aș vrea să o relocăm undeva. Acolo. Friendly ships, 117. Excelent. Are 17 distrugeri, 48 de submarine. Clar că trebuie să măresc producția de distrugere, cumva. La distrugere parcă am făcut deja acel upgrade, nu cred că mai am ce să mai fac. Pe German Reich fac figuri cu rubber-ul. În drept urmare nu prea am ce să fac decât să-mi scot rubber de pe undeva. Efectiv, n-am ce să fac decât să încep să produc rubber. Peste tot, pe unde pot. Hai să declarăm război ăsta, că după aia expiră... Așa, Oman joins allies, bla bla. Nobody cares. Omanii nu cred că aveau trupe. Oricum o să punem următoarea pe asta de aici, că e... Free France. Trebuie să intrăm în Africa peste ei. Nu prea mai văd altceva. Muscat? Am luat și muscatul. Cred că-s capitulați, nu? Da, Omanis capitulate, dar am făcut și în sfârșit acel rocket artillery. Mamă, ce deficit am acolo. Producem prea multe avioane. Și n-am de unde să-mi scot rubber-ul. Hai să încercăm așa momentan. Să măresc numărul de tau de rocket artillery. Și pe măsură ce le producem să începem să înlocuim. Putem să facem ăla. Excelent. Și luăm rapid și MN-ul acum. Și cu asta cred că vom încheia războiul. Acest episod pe 17 octombrie. Nu cred că italienii vor fi în stare să facă push acolo, de unii singuri. Aici avem foarte multe avioane deja. Care sunt deja gata de luptă.
Cred că e cazul să le aducem aici, să le băgăm pe Naval Strike, Port Strike și Logistic Strike. Să începem să ne creștem. Să ne batem cu ăștia. Avem Free Naval Dockyards. Ia să vedem ce model de distrugere putem să mai băgăm. Antier 4. Destroyer Hull D. Ok. Iată, mai băgăm un Destroyer Hull B. Și nu numai unul, o să băgăm mai multe Destroyer Hull B. Hull D, de fapt, este ăsta. O să mai băgăm 3. Pentru că pe cele existente care produc modele mai vechi, o să le anulez. O să am aici 4 linii. De câte 10, 40 de naval dockyards să producă destruere. Și modelele vechi mai produce maxim câte unul din ele. Ah, deja aveam 4. Înseamnă că trebuie să pun 5. 1, 2, 3, 4. Mai trebuie să pun 1. Așa. Bun. La care mai adugăm și un anti-destroyer cruiser Hull E. Excelent. Trebuie să începem să producem mai multe ca anti-capital ship, cred eu. Deci următorul pas, zic eu, că este ăsta, pe care nu prea am cum să-l upgradez momentan și prea mult. Dar e cazul să producem mai multe din astea. Ok, asta este fain aici cum e. Asta este CR Hull B. Eu zic că i-a scăpat de astea. Așa, și să avem așa un anti-heavy. Ia să mai mă uit mai sus să vedem ce produceam. Submarine, submarine, destroyer, destroyer, destroyer. Anti-heavy, am doar unu. Mamă, doar unu am? Mai am upgrade-ul de făcut la el? Nu mai am. Păi trebuie mai multe mod din astea. Mai ales că durează incredibil de mult să faci unul. Uite, până îmi face unul, 48. Oleu. Hai să mă duc să trec pe Naval Production, că nu mai... Naval Production. 20%. Poate acum că tem din o să producem mai puține avioane, fighter în special. O să vedem dacă am pe aici rezerve. Uite, naval bombere. Unde le ducem acum e întrebarea. Ducem aici la England. O să fie killereală maxim acolo. O să fie o killerea la maxim acolo. Uite pe ăștia de barcare. Sau încearcă să debarce și ei. Ia uite ce de mine sunt aici. Vorbesc serios, e toată aia minată. Some task force are too far away from this region. Naval supremacy. Sunt prea îndepărtați? Atunci hai să ducem mai aproape. Bun, acum nu mai sunt prea îndepărtați. Improved airplane catapult. Cruiser Hull B ăla, ci că mai produce cineva Cruiser Hull B.
Câte cruiser HULB mai produceam, mă? Una singur. Hai să termine și pe ăla și pe aia gata, trecem pe anti heavy cruiser. Eu zic că e un plan foarte bun. A, uite mă că am așa. Am una, două, trei linii. Eu zic că e excelent. Și după aia am destroyere. Una, două, trei, patru, cinci. Excelent. Bun, dragilor, cam aici ne oprim. Cam acesta este finalul de episod. Am reușit să luăm Orientul Mijlociu. Mai avem... A, Yemenul. Mai durează un pic la Yemen aici, dar din păcate trebuie să luăm o pauză aici cu acest episod. După care trebuie să intrăm în Africa. Ca și flotă overall. Mamă, primul heavy cruiser. Fuuu! Serios? Heavy cruiser îi zice, de ce este? Este 1044 cruiser hull A. Ok. Este clasificat ca un heavy cruiser. Opa, avem și un light cruiser? Oh my god, avem un cruiser hull A și un anti-destroyer cruiser hull D. Care este light. Wow. Este prima oară când am deployat această flotă. O să vreau să o cresc înainte să-i dau drumul pe apă. Sau cel puțin o să vreau să o mărgiuesc cu alte flote. Hai să le dăm mărgi. Și să-i aducem împreună pe ăștia. O să avem nevoie de mai mult decât flotă. Și pe ăștia o să-i mărgim, cred. Hai să-i vedem. Da, clar, trebuie mărgiuiți. Așa, păi trebuie să aibă flotă ca lumea asta, nu poate să bată cu oricine. Trebuie să-i facem dintre mai flota ca lumea. O flotă de vreo 50 de nave trebuie să avem aici. Dar e impresionant că avem primul heavy cruiser și primul light cruiser pe apă. 37 de destroyere, 98 de submarine, total sunt super mândru de ce am reușit. Pe partea de navi, avem 240.000 de trupe pe apă. Și aerian 260.000, pe câmp de luptă 1,26 milioane. Un total de deployment de peste 1,5 milioane. În garnizoane, din păcate, 300.000, din ce am văzut acolo. 400 de transport plane, 50 de strategii bombere și 835 de naval bombere. Nu știu la dominație overall cum arătăm. E totul verde pe aici, mai puțin English Channel. Mission efficiency, pe aici văd că ne killerim de zor cu ei. E total minat, astea cred că este de a englezilor. O să-mi trebuiască ca cineva să vină să facă curat acolo. Pe English Channel, e total minat întreaga zonă. Bun. Pe Naval Supremacy aici deja zonele astea sunt cu 13.000 de puncte. Pe anumite zone cred că avem oricum dominația 100%. Naval Supremacy este 100%. Aici este enemici cu 1300. Pe Marea Neagră este 100%. Pe English Channel pun eu cu pariu că nu este. 807 mine. Oh my god. Naval Speed. Deci o să trebuiască să mai produce niște nave care să ridice acele mine. Interesant. Anyway, între timp o să cucerim Africa, cam asta e targetul episodului următor. Dacă nu v-am zis până acum, nu uitați, vă rog să dați și un like pentru acest episod. Hai să aruncăm o privire și la final aici, cum arătăm la statistici. România, 1161 de puncte de prestigiu. Imediat după Japonia, care are 1246. Cu 198 de divizii, Japonia cu 356 de divizii. România are o flotă de-a dreptul impresionantă, este pe locul 2 în lume, cu 16 flote, dintre care 32 are Japonia, mai mult decât noi. Pe airscore, România este pe locul 4, dar la foarte, foarte mică distanță, cu un airscore de 11.157, e incredibil scorul nostru. Deja German Reich sunt mult în spatele nostru, am mărit forța axei combat strength
incredibil de mult. O să-i depășim curând. Mergem foarte bine. Și la partea de fabrici, deja Japonia a fost depășită. Am depășit și Marea Britanie. Și cu 96 de naval dockyards, am depășit deja Marea Britanie. German Reich are 120, deci pare să fie următorul nostru adversar. Pe naval dockyards, 235 militari aici, cred că avem mai puține decât alte țări. Și 193 civile, foarte multe. La land score oricum nu se pune problema asta pe primul loc de foarte multă vreme. Deci întreaga lume este aproape a României, ca să zic așa. Bun, dragilor, cam acesta este finalul de episod. Dacă vă plăcut, nu uitați, vă rog să dați și un like. Totodată, dacă aveți comentarii, sugestii, vă rog să mi le lăsați. Comentariile ajută la creșterea canalului. Dacă vreți să recomandați acest clip altor prieteni, vă rog să faceți acest lucru. Și dacă nu sunteți încă abonați la canalul meu, vă rog să vă abonați. Încercăm să revenim cu un episod cât mai curând. Mersi mult pentru audiență. Sper că v-a plăcut din nou. Și episodul următor, Africa. Și cât mai curând trebuie să ne comutăm pe zona asta de English Channel. Și să începem să facem curat, sunt 800 de mine acolo de curățat. Evident există varianta să debarcăm și din Norvegia, dar eu o să încerc să dominăm, să debarcăm din partea aia. Vedem cât de eficient e, dacă nu, cum am zis, sunt doar 3 mări aici de dominat. Marea Nordică și încă două alte mări. Eu zic că avem șanse. Ne trebuie mai multe naval bases pe toată zona aia, evident. Dacă nu, v-am zis, English Channel și îi vom domina. Mersi mult pentru audiență, ne revedem cât mai curând cu un episod, bye bye.